spun. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, vorbind de prima zi de școală, ce aduce anul școlar 2013-2014 nou în învățământul nostru. Am vorbit în prima parte cu invitatul nostru, inspectorul școlar general, profesorul Dumitru Iene, despre câteva din aceste noutăți, examene, dar nu, să zicem, cu note, ci doar niște evaluări la clasele a doua, a patra, a șasea. La evaluare națională, atenție mare, oricum eu sunt convins că părinții care sunt interesați de soarta copiilor știu că elevii la evaluarea națională vor avea schimbată ponderea, 75% va conta, în timp ce 25% din media aritmetică a anilor de gimnaziu cu cele 75% adunate vor cântări mai puțin notele din gimnaziu la media de admitere. Rămâne admitere computerizată anul acesta. Sunt premise că ar putea să se schimbe și aici câte ceva, să se reintroducă acel prag minim de 5 media de admitere. Bun, domnul general, probleme. Avem probleme, în primul rând, că începem un nou an școlar cu naveta neplătită, neachitată, chiar de aproape un an de zile. Să împlinește un an de zile în luna octombrie, dacă nu mă înșel, nu? Din octombrie anul trecut nu s-au mai decontat abonamentele, astfel încât datoriile către elevii navetiști se ridică la acest moment la peste 55 de miliarde lei vechi. De anul acesta se adoptă o altă modalitate de sprijin pentru elevi, în sensul că pentru distanțe egale sau apropiate egale se acordă aceeași sumă. Pentru că s-a constatat că firmele de transport practică niște tarife nejustificat de mari pe anumite trasee pentru aceleași distanțe, pentru care alte firme practică tarife rezonabile. Bun. În condițiile astea, domnul general, v-aș întreba și pe dumneavoastră, pe domnul ministru, chiar n-am reușit când să-l întreb, aici că se grăbește, mulțumesc că îmi dădea sincron vis-a-vis de navetă. Adică elevii nu au nicio vină, iar ei trebuie plătiți. Adică ei au cheltuit, familiile au cheltuit, au făcut anumite sacrificii, s-au înregistrat foarte multe absențe din cauza faptului că părinții nu au avut în unele situații bani să-i mai trimită pe copii la școală. Ei n-au nicio vină. Când vor sosi banii restanți? Categoric că nu au nicio vină și categoric acești bani trebuie achitați. Dar rămâne problema când? Rămâne această întrebare la care vă imaginați că eu nu pot să răspund. Dar a răspuns domnul ministru. Bănesc că această problemă, adică sunt sigur că această problemă a fost pusă și la întâlnirea cu profesorii, cu directorii, cu inspectorii școlari de la Buzău. Și ce a zis domnul ministru? Că sumele pentru lunile de aici încolo, acelea, să spunem, plafonate, da, vor fi achitate regulat, urmând ca aceste restanțe să fie eșalonate pe parcursul anului școlar. Da. Nouă celor din presă ne-a precizat răspunsul în felul următor, a dat de înțeles, bine, dacă luăm cele două cuvinte de dinainte a frazei cred și sper, putem să credem și putem să sperăm multe noi în România. De astăzi nu a fost nicio certitudine că până la sfârșitul anului să fie achitate și restanțele. Deși nu a fost convingător în ceea ce a precizat, răspunsul pe care vi l-a dat și dumneavoastră în acea întâlnire, ambele răspunsuri, de fapt, din fața presei și fața dumneavoastră, ne înclină așa să tragem o concluzie că s-ar putea să aștepte cam mult elevii până își vor primi. Unii dintre ei au și terminat școala, liceul. Adică unii și dacă au terminat școala, tot primesc banii, dar când, repet, nu pot estima. Asta așa este, domnul general. Din păcate este o bubă, s-a întâmplat să fie acest fenomen. Este adevărat că s-a creat o problemă în rândul transportatorilor și este adevărat că ministerul trebuie să-i tragă de mânecă și să zic, bă, ce faci, băi, nesimțitule, mai pe românește. Păi ce,
tu profiți că ai o singură cursă și bagi abonament cât vrei tu, nu e normal lucrul acesta. Dar pe de altă parte, auzim și cifra, nu, dată de domnul general, vă dați seama ce înseamnă pentru fiecare, câți bani trebuie să primească fiecare, câți bani a cheltuit fiecare, repetăm, pentru navetă, deși nu era responsabilitatea acesteia. Da, mă rog, trecem la rechizitele gratuite, domnul general. Și aici o problemă, înțeleg, cu rechizitele gratuite. Avem rechizite gratuite pe hârtie, dar astăzi pe bănci nu le-am avut. Într-adevăr, pentru că abia a fost desemnată oferta câștigătoare, mâine se va semna contractul, iar în 10 zile vor fi livrate cele 15.379 de pachete în valoare de 256.000 RON fără TVA. Cine s-a ocupat de procedura asta, domnul general, de achiziție? Ministerul. Deci este achiziția PSAP, da, cum se face de obicei. Bun. Și la acest moment suntem în faza semnării contractului și în câteva zile aceste pachete cu rechizite școlare pentru copiii cu, și familiile cu dificultăți vor fi livrate. Deci peste 15.000 de pachete. Da, cu condiția ca ele să îndeplinească criteriile din caietul de sarcini. Pentru că anul trecut ne-am confruntat cu o situație care ne-a determinat să anulăm acel contract, să-l reziliem și să organizăm o altă licitație. Cine să-l rezilieze? Ministerul sau inspectoratul? Noi semnăm contractul. Bun, și deci noi îl ministerul reziliem. Organizează, da, o licitație, da, pe SEAP. Vin acolo oameni pentru Buzău, a aplicat cu tărică nu știu cine. Tot ministerul decide câștigătorul, corect? Câștigătorul se decide în funcție de prețul pachetului. Și câștigătorul vine și face contract cu inspectoratul școlar. Corect, mâine la prânz. Mâine la prânz. Imediat o să ajungem. Bun, și dacă inspectoratul școlar vede vreo inadvertență, poate să rupă contractul, nu? Inadvertența nu apare acum sau la prezentarea mostrelor. Apare atunci când vine transportul cu aceste 15.000 de pachete, care nu mai seamănă cu ceea ce, cu ceea ce s-a contractat. Prezentat, da, cam la încheierea contractului. La încheierea contractului, adică, da, vin cu altceva. Ce, calitate mai calitate proastă a hârtiei, a instrumentarului din pachet și așa mai departe. Bun, domnul general, de ce v-am întrebat cine a organizat licitația asta? Deci Ministerul Educației, ce s-a întâmplat în toată vara de nu au reușit să primească copiii astăzi, în prima zi de școală, să aibă rechizitele gratuite pe bănci? Nu pot să îmi dau seama, dar nu cred că este un impediment pentru cei în cauză. Este un impediment și vă spun și de ce. Vă rog. Pentru că ei primesc aici câteva caiete, da, pe care oricum le pot folosi ulterior. Nu înseamnă că dacă nu le au pe acestea, păi, știți care este sau dacă le aveau acum, nu mai cumpărau pe urmă. Ba da, domnul general, dacă ei aveau siguranța că atunci, în prima zi de școală, vor găsi rechizitele gratuite, nu mai cumpărau altele. Sunt familii amărâte care s-au împrumutat și vă spun și vă dau și exemple dacă vreți, dar n-are, credeți-mă pe cuvânt, că de-aia sunt supărat. Că Ministerul ăsta de Educație a făcut niște gafe anul acesta, una mai importantă decât cealaltă, iar asta mi se pare una chiar de sentiment. Adică pe copil, dacă nu-l aștepți, vai de mama lui amărât acasă, cu rechizitele astea gratuite, familia între timp a făcut acele cheltuieli. Nu-și mai recuperează bani. Dar primește pentru altele, că într-un an de zile folosește mai mult de un caiet. Sunteți de acord cu mine că nu ar fi făcut această cheltuială la început de an? Care și oricum se adaugă celor cu uniformele, cu îmbrăcămintea, cu papucei, cu șosetele, cu pantofii și așa mai departe. Da, reprezintă câteva sute de mii de lei. Am văzut o listă din partea unei doamne amărâte care ne-a spus, domne, e o listă întreagă, domne, cu rechizitele astea. Costă câteva sute de mii de lei totuși. Acest pachet pe care îl primesc copiii cu dificultăți este de ordinul
să zicem, păi 10 facem împărțire. 256.000 împărțit la 5.300. Da. Cât face, că eu nu mă pricep, Șerban, ia fără repede. Așa. Da, dar ăsta e un preț, fiind de licitație, pachetul e mai la un preț mai scăzut. Că dacă te duci în comerț, astea costă mai mult. Sunt cu adaos comercial și așa mai departe. În calcul trebuie luată și calitatea produselor. Așa este, așa este, domnul general. Pentru că într-un astfel de pachet trebuie să aibă și caiete, să aibă și pix și stilou și acuarele și echeri și așa mai departe. Riglă, da, s-a mai întâmplat radieră. Ca să înceapă anul școlar fără rechizitele păi, gratuite. Și anul trecut tot așa s-a întâmplat. Adică asta, adică o persistăm în problema asta? Cred că este o procedură care durează și faptul că acum încheiem contractul și într-o săptămână primim rechizitele, sigur că nu este la modul ideal, dar utile vor fi și peste o săptămână aceste rechizite. Sunt convins. Bun, între timp fac calculul și îl rog pe colegul meu să ne arate niște, să ne arate niște imagini de la scutelnici de astăzi, să le vadă și domnul general. Ia să vedem, egal cu cât? Deci calculam aici 1,66451, da? Așa ar veni. Da, deci 16 lei. Asta vă spuneam, da, în jur de repet, 20 de lei fără TVA. Banii ăștia reprezintă, în fapt, domnul general, bani care au fost obținuți de stat prin licitații, sunt prețurile normal că sunt mai mici. Așa, deci ce avem aici? La scutelnici. Avem clădirea în care învață, putem să spunem că învață, iată, aici se vor duce să nu știm ce, dar aia s-ar putea să pice, Doamne ferește, peste ei, la toalet. Dacă putem să-i spunem toalet. E o chestie de decor acolo, antologică, nu? E antică, de fapt, nu e antologică. Vă rog, domnul general, asta se întâmplă. Școala gimnazială din Scutelnici, da, este pe lista celor neautorizate. 8 școli în care cursurile nu funcționează în spațiile proprii ca urmare a lucrărilor de reabilitare contractate cu fonduri alocate prin hotărâri de guvern începând cu 2007. Aceasta este o altă... Vai de mine, domnul general, priviți imaginile. Bravo. Deci era un butoi, așa acolo un lighean jos, un fel de boiler improvizat. Uite, da, lucrările sunt în... aș vrea să spun în desfășurare. Ele sunt oprite. Da, sunt chiar stagnează în, da, desfășurare. Ele sunt, în desfășurarea lor stagnează. Așa arată ca și când s-ar mai lucra. Dar ele sunt oprite ca urmare a neachitării datoriilor către constructori. Aceasta este o altă mare problemă. Vedeți dumneavoastră o altă mare problemă vis-a-vis de siguranța copiilor, unde stau ei, apropo, încă o dată, foarte bine că a apărut și acum acea toaletă, ați văzut niște lemne tăiate pe acolo, lăsate neprotejate, de izbeliște. Ne aducem aminte de un incident de acum un an sau doi pe aici, pe Valea Slănicului, la Cernătești sau unde? Da. Da? La Cernătești, cu lemnele. Păi, da, da. Am înțeles, domne, n-avem școală, dar noi ăștia care suntem pe acolo directori, ce facem? Pentru a-i proteja câtuși de puțin. Autoritățile astea care au fost în control de la DSP, am înțeles că nu le dau autorizații, că n-ai cum să le dai. Nici nu trebuie să fii specialist ca să dai autorizații la așa ceva sau să nu dai autorizații la așa ceva. Dar minimele măsuri de precauție pentru elevii, unde sunt? Sigur că aici intervine și preocuparea conducerii școlii și îndeosebi a autorității locale. Da. Pentru că tot mai mulți primari înțeleg că școala este a comunității și că de întreținerea ei trebuie să se ocupe autoritatea locală. Acolo unde acest interes și aceste atribuții ale primăriilor au fost înțelese și luate în serios, școlile arată așa cum am văzut în alte părți. Ba mai mult, primăriile au inițiat proiecte, cum este cazul Glodeanu Sărat, cum este cazul Săpoca, vizând reabilitarea infrastructurii școlare. Acolo unde dezinteresul din partea conducerii școlii și din partea autorității
se manifestă, lucrurile arată în felul acesta. Da, primarul de acolo e liberal, înțeleg, nu? Că nu cunosc. Eu pot să pun pare, uite, pe cuvântul meu, dacă știu ce culoare are, dar văzând această nuanță de galben, eu pot să spun că domnul primar de acolo din Scutuliști eu pot să spun că va fi fost la momentul începerii lucrărilor. Da. Bun. Domnul general, mai și zâmbim, facem haz de necaz, dar asta e realitatea de acum câteva ore, de la prânz, așa, mai precis. Realitate filmată de colegul nostru Virol Șerban, a fost acolo alături de Mirela Copariu. Și nu este singura, așa cum vă spuneam. Nu, să știți că n-am primit aprobare să intrăm să filmăm în ce condiții învață efectiv în sălile de clasă, da, de la conducere. Nu este singura, mai sunt alte câteva. Asta școli. E un exemplu, din păcate. Da, un exemplu. Mai sunt și alte unități care învață în spații improprii. Evident că nu se poate pune problema obținerii autorizației, dar nici măcar condițiile minimale nu sunt asigurate, din păcate, pentru siguranța elevilor. Da, uitați încă o dată acest cadru. Poate aude cineva, poate dumneavoastră, domnul general, vă sesizați. Adică nu mi se pare normal să lași lemnele alea de izbeliște acolo, în mijlocul, nu pot să zic curtea școlii, aia că nu arată curtea școlii. Dar unde la îndemâna copiilor, care pot oricând, copiii sunt copii, să joacă, se pot accidenta în orice moment. Iar aia acolo mi se pare o batjocără, ceea ce cred că vrea să fie toaletă. Aia nu-i toaletă. Aia e dărăpânătură, pericol iminent pentru cred că ne putem imagina că vreo câteva scânduri, o vară întreagă, se puteau găsi ca să arate altcumva, iar lemnele aceia să fie așezate, puse la adăpost într-un spațiu și așa mai departe. Nu, este clar că așa da, arată deci școlile. Deci vă autosesizați, domnul general, vă categoric, categoric. Noi încercăm să-i sensibilizăm pe primari în privința atribuțiilor pe care le au raportat la patrimoniul public, inclusiv, în primul rând, la școli. Bun, domnul general, multe ar mai fi de vorbit și de exemplificat. Am punctat câteva lucruri esențiale. Din păcate, ați confirmat că așa se întâmplă lucrurile. Unele depind de autoritățile locale, altele depind de Ministerul Educației. Foarte scurt, vis-a-vis de aceste școli care sunt în continuare în perioada asta de reabilitare pe jumătate, unele sunt în paragină, nici măcar nu s-a intervenit cu ceva. Ce răspuns ați avut de la Ministrul Educației, pe care sunt convins că l-ați întrebat, cu vis-a-vis de banii ăștia de investiții, de restanțele la, iată, la aceste școli și alte investiții? Când? Sunt bani sau așa? Nu, nu sunt bani. Nu sunt bani. Asta e realitatea. Nu sunt bani. Constructorii au mers în instanță. Foarte mulți au câștigat, au venit cu hotărâri definitive și executorii, au blocat conturile primăriilor, a peste 20 de unități bugetare școlare care au fost centre de execuție bugetară. Bun. Între timp, aceste clădiri, școlile respective, au intrat în patrimoniul primăriei și se așteaptă ca primăriile să încerce. De unde? Sincer acum. Să întrețină aceste localuri care sunt ale comunității locale. Corect, dar când sunt, de exemplu, reabilitări cu miliarde ceva bune, miliarde. Dacă nu dispun de aceste sume, există soluția pe care am văzut-o în practică, deci nu este teoretică această soluție, nu este una ipotetică, am văzut-o în practică, soluția accesării fondurilor europene. Păi dacă până acum nu s-au chinuit... Au posibilitatea, din 2014 până în 2020... Da, se deschide un nou grant, da. Când se deschide din nou finanțarea, urmând exemplele de bună practică ale celor care au făcut până acum acest lucru. Și vreau să vă spun că văzând cele două școli de la Glodeanu, Sărat și Mătești, Săpoca. Sărat sau Seliștea? Sărat. Da. Bun. Văzând cele două școli, mi-am zis că pe această cale, prin accesarea fondurilor europene, când comunitatea pune un miliard
și face lucrare de 30 de miliarde, pot fi reabilitate școlile și terminate aceste lucrări, aduse la niște standarde realmente europene, în care copiii să beneficieze de tot ce înseamnă climat normal și să oferim un acces egal la educație în termeni reali pentru copiii din mediul rural. De la realitatea de la Scutelnici aș dori și rog pe colegii mei să încheiem această emisiune cu imagini mai optimiste, da? Și poate că aveți și un mesaj dumneavoastră, domnul general, la fel de optimist pentru copii, pentru elevi mai mari, pentru profesori, pentru părinți. Încă o dată, este o stare de fapt care nu poate fi negată. Ceea ce ați arătat și ceea ce eu știu că există în județ. Pe de altă parte, avem din 500 de localuri de școală, 100 doar neautorizate sanitar. Iar dintre acestea, 50 au depus documentație pentru obținerea autorizației. Eu cred că și aici tendința este una, să spun așa, favorabilă, dar la aceste 8 școli și câteva grădinițe, sumele sunt mai mari, depășesc posibilitățile primăriilor într-adevăr, dar cu sensibilizarea acestora, eu cred că treptat numărul lor se va reduce. Și dacă suntem spre... suntem la finalul emisiunii. Încheierea întâlnirii noastre, dați-mi voie să le mulțumesc în primul rând cadrelor didactice și conducerilor școlilor pentru eforturile pe care le-au făcut în cursul verii, pentru implicarea pe care au avut-o în desfășurarea normală a examenelor naționale, pentru pregătirea școlilor astfel încât astăzi anul nou școlar să înceapă în condiții normale și să le urez tuturor, elevi, cadre didactice, părinți, să aibă puterea de a depăși dificultățile inerente, să aibă disponibilitatea în continuare pentru niște eforturi care trebuie făcute și în cursul acestui an și să sperăm că la sfârșitul lui ne vom bucura împreună de rezultate tot mai bune. Mult succes tuturor! Vă mulțumesc, domnul general, pentru prezența dumneavoastră. Închei și eu cu un scurt mesaj pentru toți cei implicați în educația copiilor. Multă putere de convingere, multă putere de muncă și să ne auzim la finalul acestui an școlar cu rezultate mai bune față de cele pe care le-am contabilizat în această vară la examenele de maturitate, la examenul național și să auzim numai de bine, mult succes în primul rând copiilor, să aibă note cât mai mari și profesorii să fie cât de cât indulgenți. Pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, să nu exagerăm. V-am pupat și, de fapt, ce v-am pupat? Vă aștept într-un sfert de oră la jurnal, un jurnal complet, o ediție specială, ocazia primei zile de școală. Vă aștept!